Bine, dragul meu, atunci nu ne mai rămâne decât să divorțăm. Cu alte cuvinte, rezultatul discuției noastre, că deși eu poate aș avea motive de divorț, tu ești aceea care vrei să divorțezi. Da, dar numai dacă stăruiești în ideea asta absurdă de a-ți da demisia din armată. Și ai promis maică-te. Nu mai învinui mereu pe mama. E o copilărie să-ți distrugi un viitor atât de frumos, fiindcă ai găsit azi un șef să te noteze rău pentru că ai luat vehement apărarea unui subaltern al tău nedreptățit. Șefii trec. Dar memorul meu rămâne și deocamdată mă alătură de la examenul de maior. Sper că demisia ta e tot pe biroul colonelului. Dacă ezită să o înainteze spre aprobare, că în fond își dă seama că n-a avut dreptate. Și atunci? Nu, Viorico. Din fericire, nu trăim numai de însoldă. O să urmez dreptul, bineînțeles, la început o să facem unele economii. Tocmai acum, când trebuie să începem reparațiile casei, vai, Sandule, dar asta înseamnă pur și simplu că tu vrei să divorțezi. Eu? În moment ce știi bine că eu divorțez dacă demisionez și totuși demisionez, e clar că asta mai e. Clar îmi pare că vrei tu să divorțezi în moment ce spui că divorțez numai dacă îmi dau demisia, când știi foarte bine că nu se mi-o dau. Ceea ce mă face să crede că demisia nu e singurul tău motiv de divorț. Ce vrei să spui? Că probabil ai și alte motive. Ești gelos. Pe cine? Nu știu, te întreb. Copil ești, Sandure, știi bine că te iubesc. Și dacă erai uneori gelos la început, ți-ai dat repede de seama că n-aveai niciun motiv serios. N-am fost niciodată de gelozie absurdă. Te-am lăsat cu toți camarazii mei să râi, să dansezi, să glumești, pentru că libertatea ta s-a desfășurat sub ochii mei. Și te închipui acum că am ceva de ascuns? Nu merg până acolo, nu. Felul meu de a fi gelos a fost totdeauna ca un vâl de dragoste care s-a așezat discret între lume și tine. Un vâl liniștit în care aș fi simțit oricând tremurarea unei primejdii. Dragul meu! Și spune, acum simți că vărul se tulbură? Avie ceva în el? Un vânt ușor care mă liniștește. Cum, tu vorbești serios? Foarte serios. Atunci e grav. Să știi că e grav. Voi, bărbații, aveți antene cu care preîntâmpinați anumite întâmplări care pe noi femeile ne surprind. Plutește ceva în aer. Sunt mai gelos ca altă dată, dar nu știu pe cine. Nici eu. Trec peste doctor. Ai început cu Cornel? De câți ani oftează după tine? Eram în clasa 5-a și el era în anul 1 la facultate. Da, mi-oftează pe cap de când mi-am luat. Să trecem, pe cine mai putea fi gelos? N-ar fi mai simplu și mai frumos să mi-l spui tu? Dacă nu știu, dragă, poate n-a apărut încă. N-a apărut. Și totuși face parte din motivele tale de divorț. Nu era motive la plural, am unul singur, demisia. Tu spuneai din altă, deși ea avea motive. Ei, înșiră-mi-le, să le aflu și eu. Dar fără mamă. E în capul listei. Treci. Nu pot, acum se amestecă și în cariera mea. Ei, pe mama nu pot să o omor. Dar nu-și cere nimeni, dragă, să o omor. Te-am rugat doar să o fac să se mute de la noi. Da, dar ea mi-a răspuns că nu se mută decât moartă. Alte motive? Nu mai e nevoie să ți le înșiri. Intră singure pe ușă, fără să le chemăm. E de ajuns să fim singuri, că acum ca să le au ciocănind la ușă sau sunând la solerii, de atâția ani din pricina lor, nu putem fi niciodată singuri, nici acasă, nici la plimbare, nicăieri. Sandu, de ce ai? De ce te uiți așa la ușă? Suntem singuri, le aștept să vie! Hai fi cu minte! De ce nu ne lasă în pace, dragă? În casa mea nu mă pot apropia să te sărut, ca să nu apară cineva pe ușă. Uite, acum nu e nimeni, de ce nu profiți să mă săruți? Spune-mi, mă iubești? Știi bine că da. Fărește bine. Tot ca la început. Mă sărut sau nu? Tot ca la început. Tot. Eu? Ceva mai mult și vezi tu. E nevoie de atâta introducere ca să mă sărut. Da, ai dreptate. Poftim! Te-am spus să lași introducerea. Pregătești un sărut, poate pregăti un tir de artilerie. Intră! Ce vrei, mă? Nu vreau nimic, domn capitan. Atunci ce cauți aici? Nu caut nimic, Coniță. De ce ai venit, mă, ca să ne întreb ce mai facem? Da, domn capitan. Ascultă, Mielule, tu dacă ai poftă să glumești... M-a trimis Coana Mare, domn capitan. Zice, du-te, vezi ce mai face dumnealor dincolo. Spune că suntem bine. Bine, domn. Și că ne e dor de dumneei. Chiar așa se zice. Unde rămăsese? La pregătirea tirului. Tu râzi de mine. Nu, dar nu vreau fără introducere. Mă iubește? Nu mă iubește? Voi era dor de mine? Unde să scriu? Dar ce făceați aici singuri? Dar cum ai vrea dumneata să stăm dacă nu singuri? Sau mai limpede mă poftesc să te caut pe dincolo. N-a zis așa. Crezi că de-aia mai luat? Ca să mă ții izolată? Dar poate am și eu un secret cu nevastă mea. Secrete față de soacră nu există. Mai ales când ai una tânără ca mine.
care dacă nu ți era mamă prin alianță, puteam să-ți fiu nevastă. Doamne! Nu era niciun secret, mamă, discutam despre demisie. Nu se aprobă! A, bine, dacă asta e rezoluția dumitale, domnule ministru de război. Asta e, capitane. Ți-am dat fata, deși n-ai vrut să treci la arma mea, la cavalerie. Dar ți-am dat-o ca să ajungă generaleasă. Nu ca să-mi o văd mâine, poi mâine rezervistă. Îmbătrânim cu trei trese ca o incapabilă. Și crezi că nu o să-i stea bine să fie nevastă de avocat, mâine deputat? Nu-i stă bine decât în uniformă. Auzi, la vârsta asta să te înscrii la facultate. Nu, dragă băiete, nu mi-am dat fata după un student. Ea trebuie să ducă gradele mai departe în familia mea, în care toți au avansat. Dacă nu fiecare în parte, în orice caz, unul după altul. Bunicul a fost parucic, tata capitan, bărbatul meu, major. Suntem familie de eroi. Și erou mi-am visat și pentru fata mea. Să rămână cu Ana Eleonora. Hai, doctore, dă-i drumul. Păi n-ai venit să-mi spui să nu demisionez? Oh. Nu ofta! N-am venit pentru asta. Lasă-mi-l, domnule, că am să-l întreb ceva. Sandule, te rog, termină, dragă. Cornel, mamă, da. Cornel, mamă, mă doare aici în stânga. Ai avut apendicită? Nu, vai de mine. Atunci nu e apendicită. E sigur? Sigur, apendicele e în dreapta. Aici? Te mai doare? Vai, cu vorba mi-ai luat-o, maică. Spune-i să nu demisioneze. Crezi că o să mă asculte pe mine? Da, dar vreau să le enervez, uite așa. N-am venit pentru asta, dar dacă mă întrebi... Poftim, nu te întreb. Nu mă întreabă. Mă simt dator să-ți răspund. Nu există nedreptate care să nu fie reparată într-o zi. Ei, uite, ca să vă închid o dată gura la toți, poftim, vă dau cuvântul meu de onoare că demisionez. Așa? Așa. Urmarea o știi? Adio? Ah, numai tu l-ai provocat. Eu venisem să vă felicit. Bagă agenda în buzunar că ți-o rupt pe fereastră. Nici n-am nevoie de ea, domnule, simplă obișnuință. Astăzi este 30 martie. De, și chiar dacă e 30 martie? Oh. Stai. Aofta. Iorico! Și ce, domnule, dacă e 30 martie? E că împlinesc 5 ani de la căsătorie. 5 ani, mamă, ce ne urezi? Să te văd generăleasă. Numai că lângă mine o să fie cam greu cu Ana Eleonora. Nu fi lângă dumneata, fi lângă altă tunică. Mulțumesc, Cornel, că ne-ai adus aminte. N-ai pentru ce, Iorico. Bare, Cornel. Noi am ajuns atât de mult să nu mai fim singuri aici, încât până și aniversările fericite trebuie să ne le amintească cineva din afară. Cum? Lasă-te! Ce facem astă seară? Vrei să fim numai noi doi? Da, mergem undeva, mergem la flori. Bravo! Ce secrete mai aveți acolo? Astă seară petrec cu Sandu între patru ochi, mergem la flori! Nu vă supărați, nu? Dinspre partea mea puteți să vă duceți unde vreți, dragă. Gata, mă, și duc să mă îmbrac. De ce? De ce râzi? Uite așa, așa. Oricine ar fi Viorico, noi plecăm imediat. E, domn locotenent Mavropol. Să poftească, să poftească. Poftim. Îi scurtezi vizita cât poți, Viorico. Viu acum. Las-o, domnule, s-o fi duci ea să se pudreze puțin. Și dumneata unde te duci? Nu știi că roșiorii sunt slăbiciunea mea? Mă duc și eu să mă... Ce vrei? Eu când văd roșior, văd pe Napoleon. Numai că Napoleon, al dumitalea cărui viața citești de două săptămâni, a fost artilerist. Asta să le-o spui altora, nu mie, care l-am văzut fotografia pe un cal alb. Avola! Rip! Bună, Mavropol! Ce mai faci? Perpendicular, domnule capitan. Nici mort, nici bolnav. Te rog, ia loc. Mersi. Salut, doctore! Am onoarea. Ce mai face domnița? Tocmai ne pregăteam să ieșim. Da, vreo sindrofie? Da. Și cum v-ați mai distrat, domnule capitan? A, nimic deosebit, serviciu. Nata? Nimic deosebit, serviciu. Eu am fost aseară la Teatrul Național. Au reluat Curcan. Este o reprezentațiune foarte interesantă din punct de vedere al sentimentului patriotic și al compozițiunii literare. Armata este foarte bine echipată pe scenă. Probabil mult mai bine decât a fost pe câmpul de luptă. Ce plăcere, pardon. Ce plăcere, domnule Chichi. Să rămân mânușițele, doamnă Arbore. Merci. Dar mi se pare că m-am deranjat. Voi, dumneata, niciodată. Știu că vă pregătiți pentru o sindrofie.
Asta e ca și cu Napoleon. Știi ce pretinde dumnealui? Că Napoleon a fost artilerist. E dumneata ce zici de asta? Acum, să vedeți, dumneavoastră. Soacră mea citește! Dom? Dom! De două săptămâni viața lui Napoleon. Este într-adevăr foarte, foarte interesant. Nu, te rog, dacă mă iubești, te rog să nu-mi spui sfârșitul. Bonjour, Kiki! Sărut dreapta, domniță. Ce mai nou? Afară de rochia aceasta, care este un adevărat deliciu. Place, Felio? Pe cuvântul nou, ofițer. Ești foarte drăguț, acum am pus-o prima oară. Ce zici, Sandule? E rochia cea nouă? Tu nu vezi? Da, îți vine bine. Nu bine, domnule, splendid. Fericită aceea pentru care o inaugurați în această seară. Am pus-o pentru aniversar. Aniversar? Da, i-am spus lui Mavropol că suntem prinși astă seară, așa că... Se aude o trăsură, mă uit pe fereastră că de la mine se vede tot. Cine a fi? Și? Ce ai mai făcut? Am văzut filmul cu Psylon. Frumos? Foarte atrăgător din punct de vedere sentimental. Dar din punct de vedere al decorațiunii, Psylon poartă un costum de călărie, deși civil, foarte bine croit. Dar filmul cu Dovitocescu l-ați văzut? Este interesant? Nu știu, că eu nu mă duc la cinematograf. E ajutorul cu trăsura regimentului. Enescu! Mielu! Știi că vine din partea colonelului Sandule să fii cu minte. Ordonați! Vezi că a venit domnul Cătălin Colonelescu. Scoate șortul! N-am tunica pe mine! Hai, du-te și așa, poftește-l direct în salon! Te-am rugat să nu-l mai îmbraci ca pe o paparudă. Nu te mai amesteca tu în ale casii. Ordonanța e de sex feminin. O ordonanță, două ordonanțe. Și trebuie condusă de femei. E în salon, domn capitan. Sandule, îmi promiți? Draga mea, să văd mai întâi ce vrea. Încăpățânat om. Lasă-l, maică, lui o să-i pară rău. Da, n-aș fi vrut să mă supere tocmai astăzi. Văd că plutești un tainic mister asupra zilei de astăzi. Nici un mister, domnule Kiki. Vor să se ascundă de noi, fiindcă împlinesc 5 ani de când s-au luat. O, domniță, dar poate aveți amici care ar fi și ei fericiți să vă sărbătorească. De pildă? Cine? De pildă, subsenatul. Da, mamele sunt date totdeauna deoparte. Dacă n-ai fi uitat de aniversare, am fi sărbătorit-o la noi. În 2 timp și 3 mișcări, domniță, vă organizez o masă ca la popotă. Într-un sfert de oră sunt înapoi cu șampan. Vai, atâta cheltuială. Am credit, ceva nu la 2 pași. Așa e, mai. Nu se poate, mamă. E, n-ar rămâne nici mama singură într-o zi ca asta. În orice caz, trebuie să cumărăm și noi ceva. Dar foarte bine, vă repeziți amândoi până la ceoban. Cea mai genială idee. Până termină domnul capitan, suntem și noi. Foarte bine, și Cornel aduce gramofonul. Mă duc să pun pălăria. Eu nu aduc gramofonul. Ia, te rog. De ce? Mi-e frică de sangă. Cornel, vino-mi cu apă. Hai. Hai, nu-mi strica cheful. Hai să ai scandal cu Sandu. Asta o faci pentru că nu suporți aniversările mele de căsătorie. Eu ți-l amintesc. Da, ca să mă întreb întotdeauna dacă nu mi s-a urât lângă Sandu. Astă seară nu te-am întrebat nimic. Nu mă aduci sau nu? Gramofonul. Îl aduc. Îl aduce? Unde te duci, năucule? Unde te duci? Cornel, mamă, aduci și plăcile care îmi plac mie. Reproș d'amur, tararabumbi, reac scumpă marițică, o ghigălmaș, suspine crude, steluța! Steluța! Îi trebuiește un camion! Lasă-l că stă vis-a-vis! Dar să pun pălăria! Ce să spun? Drăguță domniță, aveți coana Eleonora. Hai, ia să fii cu minte. Hai de mine, dacă îmi permit un compliment. Lasă, că vă știu pe voi roșiorii cum sunteți. Că și bărbatul meu a fost călăraș. Și ca maioreasă nu mai pridideam de subaltern. Și capitan, și locotenenți, și sublocotenenți. Vai, dar eram cu minte ca și Viorica. Păi da, toată lumea vorbește. Cum? Numai cu respect și considerațiune despre doamna capitan Vernescu. Da, îmi pare bine că ai ieșit așa pentru astă seară, că vreau să-i împăcăm. Pe cine? Sunt cam certați, știi? Sunt în floa? Sunt certați, dragă. Dacă n-aș fi eu la mijloc să fac legătura trainică dintre ei, ar da divorț. N-aș fi imaginat. Dar din ce pricină? Dacă spun secrete de familie, e că vreau să fiu vesele astă seară ca să-i împăcăm. Nici o grijă, coanele, dacă e vorba de veselie. Eu sunt gata. Să văd și eu de masă. Mielu! Ordonați,
bonetul și coboară la bucătărie, trop! Înțeles, să treci! Faceți-vă repede, copii! Ei, ce? Mi-am pus pârăria strâmb? Oricum ți-ar sta divin! Te-am rugat să nu-mi faci niciodată curte între patru ochi! Ah, pui niște condiții pentru un om amorezat! Amorezat? Hai, lasă glumele! Ce, nu crezi că te iubesc? Nu cred! Și nici nu vreau! Aș face orice pentru dumneata! De pildă? Ce? De pildă! De pildă aș fi chiar în stare să mă însor! Cu cine? Cu dumneata! Trebuie să spun un secret? Sunt măritată! Și ești și fericită? Sigur că da! Dar dacă într-o zi, să zice, n-ai mai fi fericită! Ascultă, ce s-a întâmplat aici? Câte minute ai stat cu mama? Unul? Mama nu știe ce spune. Totuși, dacă într-o zi, să zicem, ai divorța... Dacă aș divorța... Atunci să nu uiți. Să nu uiți că te iubesc. Haide, Chichi, te rog. Fără măcar o promisiune, cât de îndepărtată? Ai avea atâta răbdare? Oricât. Ei bine, dacă... Aș divorța, dar nu, asta nu depinde de mine. De cine? De o întâmplare. Ia, haide, Chichi, te rog. Bine, deocamdată mă mulțumesc cu atât. Și ca să-ți arăt cât de fericit sunt, am pentru astă seară o idee. Număr aici. Păi ce creșet, Andrei. La 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 la. Mielu! Ordonați, conumare! Te-ai schimbat șorțul? Schimbat. Ai prins lămpile? A prins. Așa, bravo. Zău, conumare, nu mă mai îmbrăcați așa în toate felurile, că râde și domn capitan de mine. Dar cum ar vrea dumnealui să te îmbrac? Nu ești la toate? Mai sunt și eu o lună de zile, conumare, că mă liberez. Mă! Tu, dacă ești deștept, nu trebuie să pleci din casa asta câte zile o-i avea. Că moale cum ești, ai nevoie în viață de o mână ca a mea care să te conducă. A? Hai! Mă, nimeni n-are școală să dreseze vistavoii ca mine, care am făcut armata și cu pandurii bunicului și cu dorobanții tatii și cu călărașii lui bărbatul meu. Hai! La mulți ani, pane mare! Vezi că trebuie să fie domnul doctor. Da? A, să trăiți, domnul doctor! Conița s-a întors. Nu s-a întors. Domn capitan e tot cu domn colonel? Da, e tot. Și Cona Mare ce faci? E jos la bucătărie, mă așteaptă. Bine, du-te. Da, da. Du-te și tu repede. Conel, mamă, dar cu ce te joci tu acolo de vați ascunzele, ai? Cu nimic, coana Eleonora. Cum se cunoaște că n-ai fost însurat? Nu știi ce înseamnă ochiul soacrii. E ceva personal, coana Eleonora. Chiar dacă e un cadou pentru asta Ionica, și nu e... Său, coana Eleonora, și vreau să-l dau numai ei. E și vreau să-i dai numai ei ce e acolo, dar nu e cadou. Mă știi doar că sunt discreția personificată. De data asta nu prea s-ar zice. Sunt indiscretă numai până aflu. Pe urmă însă ca pământul să... Coana Eleonora, te-am spus eu cuiva? Sau ți-am spus măcar ție că te știu cum oftez după Viorica de când era fata într-a cincea? Știam. Dar eu când trebuie să tac. Dar să nu spui la nimeni, te rog din suflet, coana Eleonora. Uite, împing până acolo discreția că nu desfac scrisoarea. Spune-mi pe din afară ce ai scris. Eu am vrut să mă însor cu Viorica, dar mi-a răspuns că mama ei nu s-a admită niciodată să iau un civil. Da, te crezi, eu că nu s-a admită. Terminasem tocmai atunci facultatea, totuși, fără să știe nimeni, m-am prezentat la școala de ofițeri de cavalerie. De cavalerie?
Deși dacă mi-a fost de ceva frică în viață, mi-a fost de cai. N-aveai ce căuta tu la cavalerie. Dar îmi place ca atenție, așa îmi place, brav. Numai că am căzut la examenul medical. Când tocmai tu? Da, eram de atunci atât de miop că nu vedeam de la oblâncușei până la urechile calului. Mai bine că nu te-ai însurat. Miop cum ești. Viorica e o fată cinstită. Nu lângă Sandu, da. Maritindu-se cu el mi-a mărturisit că-l iubește. Dar mi-a dat o speranță pentru viitor. Da? Ce fel de speranță? Mi-a spus că Sandu e gelos și dacă nu ar putea duce casă împreună, să știu că nu se remărită decât cu mine. Da, și tu ai crezut-o. După 5 ani văd că divorțul n-are să mai vină niciodată. Așa încât... Ce? Nu mai pot să îndur cu Ana Eleonoro. Aniversarea de astăzi este un termen definitiv pentru toate speranțele mele. Și ce i-ai scris? O scrisoare de adio. Ce vrei să faci? Nu mai am niciun rost pe lumea asta. Și crezi că pe cealaltă o să-ți găsești vreunul? Nu mai vreau să trăiesc cu Ana Eleonoro. Dă-mi pistolul. Nu-i la mine acasă. Ce ești nebun? Sunt. Du-te imediat acasă și adu-mi pistolul. Dacă mă duc, nu mă mai întorc. Stai. Cornel, mamă, te rog eu mult. Te rog eu mult, nu te sinucide încă. Mai așteaptă și tu. Ce? Așteaptă și tu să te însori, să ai o nevastă, un copil, o soacră. Să aibă și pe tine cine să te plângă. Nu te sinucide așa că te ești singur pe lume. O, dragă, băiete! Nu e de ajuns, fiindcă părinții tăi au fost vecini cu mine și fiindcă apoi te-ai mutat iar aici în sufletul nostru, ca noi să avem grijă o veșnicie de sufletul tău. Dacă vrei să mori, du-te pe câmpul de luptă. Pe care? Caută pe hartă. O mai fi vreun răzbel pe undeva pe lumea asta, că nu s-o fi moleșit toată. Și uite, n-ai să pleci de aici și să știi că te spun lui Sandu. Coana Eleonoro. Nici o Coana Eleonoro. Mie să-mi spui, doamnă, arbore. Cu nebunii nu sunt intimă. Coana Eleonoro. Ca să vezi cât sunt de discretă, nu le desfac. Uite, le vezi? Coana Eleonoro. Dacă n-ai uitat-o atâția ani pe Viorica, e că ai avut mereu lângă tine corpul ăsta delict care să te-o amintească, în loc să-ți cauți și tu alte orizonturi în viață. Asta cu nasul în scrisorile astea îngălbenite. Ți s-a părut că tot aștept ceva? N-ai avut curajul să le arzi? Aici nu umblă nimeni. Diseară, după ce se culcă toți, le scot, nu le citesc și le ard. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Of, Doamne. Și să știi că la mine cuvântul e cuvânt. Nimeni, nici Viorica nu o să afle niciodată ce ai avut de gând să faci. O să fii cu minte, băiat? Mă rog, mă rog, mă rog. Pleacă, colonel. Salut, domnule. Am onoare să vă salut, domnule colonel. Hai, Sandule, că se plictisea Cornel fără tine. Fără mine? Mă mir. Da, nu pentru că îi lipsea persoana ta, dar fiindcă era singur. Dar Viorica unde? Mavropol a plecat? Da, au plecat. Poftim? S-au repezit până la ciobanu să ia câte ceva pentru masă. Așa? Așa. Pentru că o aniversare ca asta, dragul meu, se sărbătorește în familie. Ei bine, pot să te anunț și eu, scumpă mamă soacră, că între timp demisia mea a devenit definitivă. Da! Da! Bine, capitane! Dacă ai demisionat dumneata, atunci să știi că am demisionat și noi. Înțelegi ce vreau să spun? Simplu, din moment ce am demisionat, Viorica divorțează. Divorțează, Dumnezeule! Văd că vestea asta te întristează. Da, da, cum să spun, nu vine să cred. Dar nici eu nu pot să cred că motivul ar fi doar demisia mea. Atunci care ar putea să fie? Tu! Eu? Tu care umbli cu agenda după tine, ai notat ceva aparte în viața Vioricăi? Nu, dar Viorica e oricând o surpriză, nu? Să fie oare vreo simpatie mai veche care a reînviat în ea? Poți să știi? No, când am cunoscut-o eu nu fusese nici măcar o idilă în viața ei. Poți să știi? Și ce te umfli așa în pene? Tu n-ai fost o idilă în viața ei, ai fost doar o serie de suspine izolate. Da! No! Singurul motiv care rămâne în picioare este demisia, dar cu tot răspunsul pe care l-am dat ajutorului,
O mai pot opri? Dar cu demnitatea ce faci? Adică cum? Zic cu demnitatea. Și adică îi mai cuminte să renunț la o nevastă bună pentru un caz de demnitate despre care singur ziceai că poate fi oricând reparat? Depinde, depinde. Depinde, depinde ce? Sunt unele nedreptăți care aruncă întotdeauna o pată peste viața unui om. De pildă, Sambule, dacă nu demisionezi imediat... Cum mă sfătuiești să demisionezi tu? Domnule, eu nu zic gata, hai să demisionezi, dar pentru că știu că vrei să demisionezi... No! Dacă ar fi altceva la mijloc sau altcineva, să nu văd încă pe nimeni care intrând pe ușă, nevastă mea să-mi dea tresărirea că din pricina lui aș putea să o pierd. Sandule, să nu te superi, dar m-am gândit că totuși o zi ca asta fără șampanie. Șampanie găseam și la Flora. Să vezi cum o să petrecem, o să dansăm și mai avem o surpriză pentru astă seară. O surpriză? Ei, ai răbdare să te bucuri la urmă. Atunci eu mă duc să le frapez. Îmi permiteți, domnule Cristian? Vă rog. Te rog să-mi dai voie să frapez și eu una. O să-mi las numai pălăria și viu. Hai, Sandre, nu-l strica chef. Sunt pur și simplu revoltat de purtarea ta. Oh, cine să fie ridicat, te rog, te rog, te rog. Ce-a fost făcut? Gata, am demisionat. Și îmi pare foarte bine că am făcut da, așa. Da, bine, am divorțat. Numai că trebuie să-mi spui adevăratul motiv al divorțului. Trebuie, chiar dacă aș avea alt motiv, ai să-l afli după divorț. Așa? Așa. Mâncați fără mine, poftă bună. Ce? Nimic. Unde este capitanul? Iar v-ați certat? Nu știu eu ce-ar merita omul ăsta. Și eu știu. Chichinul fie obraznic din momentul. Ei, știi că te iubesc. Dacă m-ai iubit, n-ai fi așa de ușurat. Dar ce-a fost? A demisionat! Da! Da, și divorțez, divorțez. Ești prea nervoasă acum ca să spun cât de fericit aș fi. Dumneata, nu știi ce înseamnă o căsătorie? Vorbești ca un om obișnuit să facă curte. O căsătorie e un lucru mult mai serios. Mai grav? Pentru dumneata. Pentru dumneata nu mă tem de niciun fel de obligațiuni. Și uite, îndrăznești să spun divorțează? Și îmi pun toată viața la picioarele dumitale. Oh, bine, Kiki, o să mai vorbim. Lasă-mă acum, te rog, paso! Ați pus masă? Da, nu încă, te așteptăm. Du-te. Viu acum. Am chemat eu pe Viorica, vine acum. Eu am altă misiune, domnule, am venit să iau gramofonul. Lasă-l aici, nu mai avem nevoie de el. Da? S-a spus Sandu că a demisionat? Da. Și v-ați certat. Și divorțezi. Te bucuri? Da, acum 5 ani mi-ai spus că dacă divorțezi te măriți cu mine. Cum poți să fii atât de prost, Cornel? Să-ți închipui că o femeie o să se țină de cuvânt după 5 ani? Când ea de obicei nu știe ce face peste 5 minute. Atunci pentru cine divorțezi? Ce-i asta? Ce-i asta? Surpriza lui Kiki, a telefonat la regiment să ne trimită muzica. Într-adevăr o surpriză. Dansezi, Doniță? Da. Regimentului patru roșiori. Știi ce înseamnă asta? Ce? Că trâmbița lui e mai tare decât trâmbița mea. Ce vrei să spui? Știi că nu mi-e simpatic. Nici nu mie. Atunci dă-mi voie să-ți deschid ochii ăsta. De unde știi? Ăsta e... Ce te face să crezi? Inima mea, salutare. Stai! Nu mai am ce căuta aici. Dar până acum de ce? Pentru că speram să fiu eu. Stai! Coboară imediat în sufragerie și spune-i locotenentului Mavropol că am să-i vorbesc. Tu ai înțeles sau nu? Da, dar bari îmi spune vreo două și din partea mea. Ce? M-a trimis cu Ana Mare să mă schimb ca să servesc la masă. Bine, du-te. M-ați schimbat, domnule capitan? Te rog, ia loc. La ordine, domnule capitan. Nu la ordine, mă apropo. Stăm față în față ca doi camarazi. Da, domnule capitan. Suntem ofițeri și cer cuvântul de onoare asupra discreției celor ce vom discuta. L-aveți, domnule capitan. Ca și asupra sincerității dumitale. Da, domnule capitan. Sunt pentru soluționări civilizate. Înțelegi despre ce e vorba. Ce ai de spus? Domnule capitan,
Toată atitudinea mea față de doamna capitan a fost totuna respectoasă. Este vorba despre un sentiment care este numai a meu. Și l-ai păstrat numai pentru dumneata? Păi, am spus doamnei că, desigur, dacă... Dacă ar fi liberă... Natural, în acest caz... Soția mea ar primi să se mărite cu dumneata. Nu știu, domnule capitan. Dar dumneata te-ai însura imediat cu ea? Dacă doamna capitan ar primi, desigur. Și nu ți-a dat nicio speranță? Mi-a spus doar atât. O, să mai vorbim. Bine. E suficient. Cred că este o simplă vorbă, domnule capitan. Nu! Nu, totul depinde de dumneata. Te însori? Răspunde sincer, o să sește. Da, domnule capitan. Bine, Mavropol. Din clipa asta, soția mea e liberă. Din clipa asta este... Te miri? De ce? Nu asta vroiai? Ba da, domnule capitan. E bine, e liberă. Sunteți sigur că... Dacă vrea să te ia pe dumneata, sunt sigur. De unde știți? E, mi-a dat să înțeleg. Și dumneavoastră? Am fost de acord. Mâna, Mavropol. Da, domnule capitan. Da, ai un aer uimit. De ce? Nu mă așteptam, într-adevăr, ca totul să meargă atât de repede, atât de ușor. Ce vrei, Mavropol? Suntem oameni civilizați. Fii bun și vin aici cu Viorica. Cum? Să mă duc să... Da, vreau să-ți transmit chiar acum toate puterile maritale. Ah, și tot ai adus muzica militară. Vreau să lichidăm totul în cea mai bună dispoziție. Hai, Mavropol. Hai, Mavropol. Da, domnule capitan. Ah, stai un moment. Da. Ar fi mai bine ca întâi să procedăm, ca să zic așa, reglementar. Nu înțeleg, domnule capitan. Noi, ca militari, când predăm un serviciu, îl predăm cu toate sarcinile lui. Ordonați! O soție, Mavropol, nu e singură pe lume. E o noțiune prinsă într-o lume plină de obligații, nu numai morale, dar și materiale. Înțelegeți pe ce e vorba? Nu prea, domnule capitan. E, hai să înțelegi imediat. Hai să-ți dau în primire. În primire? Ce, domnule capitan? Tot ce a fost al meu și acum, în mod automat, devine al dumii tale. Mai aloc puțin. Spune-i muzicii să cânte ceva. Da. Ce? Doamnă, roagă domnul capitan să cânte muzica. Da, ce să-i cânte? Știi tu când te țineam pe brațe. Știți dumneavoastră când vă ținea pe brațe. Bine, peste 5 minute puteți veni la masă. Let's. Știi tu când te țineam pe brațe. Așa, te rog, aloc. Uite, dragă Mavropol, n-am timp să te pun astă seară în curent cu toată situația casei. O să continuăm mâine, poate și poi mine. Deocamdată însă trebuie să iei cunoștință de lucrurile mai importante și mai urgente. Ești atent? Da, domnule capitan. Uite, aici sunt câteva devize. Unul privește câteva reparații ale casei. Se ridică la 8400 lei. Nu o să-ți fie greu să achiziți. E solda dumitale pe vreo 35 de luni. Ai ceva avere? Căsuța părintească, domnule capitan, două dăi, mai mult o dăițe, o sală, mai mult o săliță, o... O pui la credit. O să descurci dumneata, ești tânăr și îndrăgostit. Odată cu reparațiile casei, Viorica vrea să introducă electricitate, poftim de vizu. Numai... Numai pe 4 luni și jumătate. Poftim? Păi, solda mea pe 4 luni și jumătate. Așa, ăsta ce mai e? Da, actul moșiei de la Voinești. Știi că socrul m-a lăsat moșia Viorica și fratele ei care acum și-a doctoratul în drept la Paris. Da, nu știam. Nu știai că Viorica are un frate? Nu știam că are o moșie. Poftim. Act de vânzare. Înseamnă că au... Vândut-o. Poți să continui? Da, domnule capitan. Și pentru că a venit vorba de fratele Viorica, să știi că m-am obligat să-l întrețin la Paris până și-a doctoratul. O să-i trimis lunar 250 de franci. Așa, astea ce mai sunt? Așa, sunt niște fleacuri. O poliță soacră-mii, vezi că scadența-i poi mine. Aici câteva furnituri ale Vioricăi. Îmi permit. Abonamentul la magazin de livre, abonamentul la Jesetu, ultimele rate la blana de astă iarnă pentru balul de la cercul militar. Rochea. Să știi că rochea pe care a pus-o astă seară e acontată. Da? Da. Asta e foarte important.
Vezi că la 15 aprilie soacră mea are... Pardon. Soacra dumitare. Are termenul de proces pentru o succesiune care se judecă de vreo 73 de ani. În ziua în care o câștiga procesul o să fiți foarte bogați, Mavropol. Foarte bogați. Ce? M-am îmbrăcat pentru servit la masă, domnule capitan. Stai! Ia întoarce de Mielu. Îi vezi funda? Da, domnule capitan. Du-te, Mielu. Ți-l dau și pe el în primire, Mavropol. O să-ți fie mai mare dragul să-l privești toată viața cum ți-l gătește mama soacră. Subretă, sufragioaică, etc. De nu o să-l mai recunoști, e ostaș, ornivandieră, bărbat, ori femeie cu ziua. Și dacă vei avea și copil, o să-l vezi și doică. Îi vezi cum se înșiră? E o listă bogată. Ce e, doctore? Mă trimesc Viorica să vă aduc la masă. Da, veni, veni imediat. Spune, ce face Viorica? Oh, mulțumesc, poți pleca. Ți-l dau și pe el în primire, Mavropol. E o comoară la casa omului. Știe tot ce faci și mai ales ce ai făcut. Are o memorie de cal. Și când lasă memoria, are agenda. E cel mai credincios dintre prieteni. Oftează de 5 ani că nu mi-a luat nevasta la timp. Și o să-ți mai ofteze 55. E el miop, dar e sănătos și consecvent. Ah, mai are o însușire. Stă vis-a-vis. Domnule, ai răbdare? Da. Ai răbdare, mă vreau, că n-am terminat. Ți-am spus că nu te duc până apoi mine. Mielu, pune sornița pe masă. Unde obligă tăraună? O auzi? Să o dau și pe ea în primire, Mavropol. Ce să-ți fac? Fără ea nu se poate. Nu se poate și nu are decât 50 de ani. Și a avut de mică toate bolile, care nu se iau a doua oară. Și tifos, și scarlatină. Ce e, mamă, soacră? Hai, Sandule, astă seară trebuie să fim toți veseli, împăcați, Sandule. Suntem, mamă, soacră, e, atunci am să valsez cu ginerii miu. Un vals leților, frumoasa dunăre albastră. Du-te! De ce dumneata mi-e ginere? Păi nu mai da dumneata pe un roșior? Ah, nu vrei să mă dansezi? E bine, atunci trebuie să spun da. Hai, domnule Chichi! O, domnule Chichi, dansează, domnule, doi drogu. Aoleu, vai de mine, domnule Chichi. Aoleu, ce moleșitură, vai. Hai veniți la masă, ăsta-i dans, domnule Chichi, vai. Sunteți invionat, vai. Să ai parte de ea până la adânci bătrânețe. Ce, nu te simți bine? Vrei să continuăm mâine? Sau nu vrei să mai continuăm? Dar la masă vrei să mergi, nu? Păi atunci ce vrei? Domnule capitan, a spus să vorbim ca între doi camarazi. Da. Aș vrea să plec. Vezi tu, Mavropol. Se spune adesea despre căsătorie că e un infern. Mai mare sau mai mic, depinde. Dar așa cum e, îți trebuie mai mult curaj să intri decât să ieși din el. Hai, hai, du-te. Du-te, ce-a fost? Rămâne între noi. Ești singur? Ce făceai aici? Te așteptam. Mă așteptai? Da, Chichi? Chichi a plecat. A plecat? Unde? Nu știu, dar nu cred să se mai întoarcă. De ce? Ce ți-a spus? N-am înțeles prea bine. Cred că e foarte îndrăgostit. Chichi? Da, așa mi s-a părut. N-a precizat nimic. Ah, vorbea despre o fată cu o casă grea, cu o viață de familie cam complicată. Îmi pare rău că am demisionat. Nu-i nimic, Sandru.
Nici Dunărea nu e totdeauna albastră. Dar dacă vrei să o treci... Să fugim! Să fugim! Alo, da? Casa domnului avocat Vernescu. Da, domnul colonel e în București. Dar vă rog să chemați mai târziu. Bine, doamnă, am să comunic maestrului. Dumneata, nu te încurci, domnișoară, într-atâtea titluri. Spune omului într-un fel, să știu și eu despre cine vorbești. Tot despre ginerele dumneavoastră, doamnă. Oh, pardon. Alo, da? Casa domnului colonel Vernescu. A, societatea. Da, chiar acum s-a întors domnul director general. Imposibil, domnule Mihuț, în baie. Da, plecăm după amiază la Iași. Pentru proces? Bine, notez. Dar de ce era nevoie să pleci și dumneata la Iași cu domnul director general? Așa am primit dispoziții, doamnă. Nu. Nu fumezi prea mult, domnișoare? Sunt fără nicotină, jitangri, doriți? Mulțumesc, nu fumezi venetice. Obișnuiesc plăgher cu nicotină națională. Singurele mele relații cu străinătatea se reduc la paciența asta a lui Napoleon. Am văzut că îi citiți viața. O recitez, domnișoară! Prima oară am citit-o acum 30 de ani. Aveam 50. E, nu se poate! Aveți într-adevăr 80 de ani? Da, am 80 în cap și nu-mi dau 7-7 ca altele. Bine vă țineți, doamnă! Vrei să-ți dau rețeta? Deși n-am nevoie încă. Da, cu vitaminele dumneavoastră moderne o să ai în curând. Generația dumitale nu mai mănâncă decât cu balanța spițerului. Atâtea calorii la dejun, atâtea vitamine seara. Eu fierb carnea în supă până intră toate toxinele în mine. Și în loc de siluetă am azi 80 de ani. Mâine 90, poi mâine 100. Eu una vi doresc din toată inima, doamnă. Mulțumesc, n-am nicio grijă. Mielu! Ordonați, coană mare? Ai pus masa? Da, numai să duc florile și sunt gata. Stai! Bei o țuică, domnișoară! Nu, mulțumesc, doamnă! Eu mulțumesc, beau! Adu-mi o drojdie! Oui, madame! Ăsta e educat de mine! Știu, doamnă! Da, de unde știi? Îmi spunea maestru! Văd că aveți conversație când lucrați împreună! Poftiți, doamnă! Ia spune, domnișoarii, de când ești fată în casă la noi! De toate e, dacă n-am fi eu și cu el în casa asta. Ce râs, mă, ce râs? Numai doi că n-am fost aici, cu mare. Că nemțoaică am fost. Nemțoaică? A, la domnișoara noastră, Măriuca. Toată viața o să-i spui domnișoară? Da, pentru mine e tot micuță. Da, are 29 de ani și doi gemeni. Da, și amândoi seamănă leit cu domnul inginer, da. Ți-am mai spus să nu mai spui cu domnul inginer. Că la câmpina unde lucrează bărbatul nepoată, mi sunt mai mulți ingineri. Spune, seamănă cu tatăl lor. Sigur, cu anumare, seamănă leit cu tatăl lor. Bine, 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 nu te mai întinde la vorbă. Du-te la cuptor și mai unge curcan. Să trosnească. Oui, madame, să trosnească. Fată bună, nu zic. Mielu? Vorbesc de nepoată mea, domnișoară. Fată bună, dar păcat că s-a măritat cu un civil. De ce, doamnă? Știu că domnul colonel a avut nemulțumiri în armată. Mi se pare că era capitan când a demisionat, nu? Da, capitan. Capitan, că dacă nu venea războiul din 1916,
Capitan era și azi. E, pe când așa e director general al societății de asigurare, mare avocat, a fost de atâtea ori deputat. Bravo, Napoleon! Va ieși? Călare și cu binoclu la ochi. Ce v-a spus în gând? Dacă o să câștig după masă la brigi. A câștigat sigur. Na, pierd, că așa mi-am pus în gând. Dacă mi iese, pierd. Așteaptă maestrul dumitale pe cineva? Nu. Mielu, vezi cine e? Să rămână acolo. Tu erai Cornel, mamă. Pune un tacâm și nepoftitul. Nu te deranja că eu nu stau mult. Lasă să fim cu făr de la masă, că-mi poartă noroc la joc. Oricum suntem patru. Cinci, că azi mănâncă și domnișoara cu noi. A, da? Bună ziua, domnișoara. Bună ziua, domnule doctor. Pleacă la Iași cu maestru imediat după masă. A, da, știu că de obicei n-avea nevoie de secretare când pleca în provincie. De data asta are. Doamne, eu mă repet până acasă să-mi fac valiza și mă întorc imediat. Bine, du-te, drag. Lasă că tu ai ajuns mai soacră decât mine. Mai bine dăm o consultație. Sandu și Viorica s-au întors? Da. Ce-au făcut la Câmpina? Îți spun acum, dăm întâi consultație. De ce tot îmi cer consultație, Coana Eleonora? Dar cui să-i cer, mă, dacă nu ție care îmi cunoști organismul, ca să zic așa, de când erai mic? E, ce simți? Nimic. Păi ce ai? Nimic. Păi atunci ce vrei să spun? Păi dacă nimicul ăsta nu poate să însemne ceva așa, care... Adică ce? Păi nu e suspect ca la 80 de ani să fiu sănătoasă tu? Hai? E semn că ai să atingi 100! Ești sigur de ce spui sigur, acum? Sigur, Cornel. Vezi tu, Cornel, mamă, ce dreptate am avut eu de când ai ieșit tu, doctor, să mă caut numai cu tine. Numai tu puteai să mă îngrijești așa când n-aveam nimic. Asta ce-i drept, dacă te consultai cu un doctor adevărat, cine știe ce-ți mai băga prin cap? Cum cu un doctor adevărat? Păi cu unul adevărat, nu cu unul ca mine. Ce vrei să spui, mă? Ce aia, nu cu unul ca tine? Hai numai. Dar ce, eu sunt doctor în medicină, Cornel? Ce, mă, băiatule? Tu ești nebun? Dar în ce ești? Mă întreb. Pane Leonor. Lasă mama în pace. Pane Leonor, dar t-ai crezut toată viața că... Ce nu mai spune toată viața? Că n-am murit încă. Cum ai crezut toată viața că eu sunt doctor în medicină? Păi dacă am auzit mereu doctore, păi ce era să cred? Și cum mă tot timpul mi-ai spus gogoș, mă? Tot timpul mi-ai spus gogoș, nu ți-am spus nimic pentru că... N-aveai nimic. Dar de unde știi tu, mă, avocatule, că n-aveam nimic? Câte boli ori fi trecut prin mine și habar n-am avut. Păi și nu-i mai bine așa? Hai, îți prevește cu consultațiile, mă, motră de doctor. Hai, bă. Oh, Doamne, dacă am ținut la diploma asta este pentru că aș fi vrut să însemn ceva mai mult în niște oi care mereau dragi. Acum s-au sfârșit toate cu anumele. Dacă nu m-ai consultat, în loc să te fi însurat și tu, să-ți întemeiezi un cămin, ai oftat toată viața ca un prost. Dar tot e mai bine că ai oftat decât să fi făcut ce ai vrut să faci atunci. Când? Ai uitat că ai vrut să te sinucizi, mă? N-am uitat cu Ana Eleonor. Și dumneata m-ai salvat atunci luându-mi scrisorile. Și îți mulțumesc pentru că ai fost într-adevăr discret. Lucruri de-astea nu se spun, dragul meu. Am avut cel puțin satisfacția să stau pe lângă casa asta și iau parte la bucuriile lor. Da, și mai ales să-i s-o crești. Dacă le vreau binele. Da, ia ascultă-mă, Cornile, acum mie poate să mărturisești. Cam ce a fost între tine și Viorica înainte de măritișul ei? Dar nu spui ce au făcut la Câmpina? Schimb vorba? Bine, da. Să nu dezgropăm trecutul. La Câmpina? Da. N-au avut timp să-mi povestească. Erau însă vesele amândoi și știu doar atât că lucrurile s-au împăcat. Dar Măriuca a vrut într-adevăr să divorțeze, doamne. O să aflăm totul acum. Numai să iasă odată maestru din baie, că se dichisește câte un ceas. Auzi, ai doi îngerași de copii și să vrei să divorțezi, domnule. Generația nouă, mă. Adică ce mă mir, parcă Viorica n-a vrut să divorțeze acum 30 de ani? Dacă n-aș fi fost eu atunci. Azi era văduva, adică ce azi, din 916. Bietul Chichin,
Cine l-ar fi crezut? Flușturati cum era? O să moară atât de eroic în șarja de la Robănești. Tot roșiorii miei, mă, tot roșiorii. A murit degeaba, Cornelionă. Degeaba? Cum degeaba, mă? Cum poți să spui, mă? Dacă murea fiind bărbatul Viorica, era altceva. Ce? Poate că așa văduvă m-ar fi luat pe mine, nu? Nu te lua, dragă Cornel, nu te lua. Tu ești făcut să oftezi. Așa cum sunt născuți poeții să se vaete în pustiu că n-au noroc. Tu ai mai mult decât ei. Ai găsit tot ce ți se putea oferi pe lumea asta. O casă în care să poți ofta fără să te dea nimeni afară. E, să rămână. Bună, Cornel, să rămână, mam. Am auzit că ați venit cu vești bune de la Câmpina. Dragii mei, Sandu a fost extraordinar în împrejurarea. Nu înțeleg ce a putut să facă Sandu așa extraordinar. Exact, nu știu. Dar a rezolvat lucrurile cu o istețime și o repeziciune. Da, de ce voia Măriuca să divorțeze de Nicolae așa din senin? Adevărul e că n-avea niciun motiv serios. Sandu i-a luat, i-a descusut pe fiecare în parte. Și atunci? Atunci totuși era ceva. Dar ce era? Era la mijloc un mic flăr. Al lui Nicolae? No, al Măriucăi. A, bun, așa mai du-te, vino. Frumos, foarte frumos, Coana Eleonora. Stai, Cornel, nu mai face pe moralistul. La Câmpina e o întreagă societate de ingineri. Limpede, și cum Nicolae e puțin gelos. Sandu a simțit imediat ceva. A discutut-o pe Măriucă și fata a mărturisit cu un inginer X e în adevăr îndrăgostit de ea. Doamne Dumnezeu. E nu o dragoste obișnuită, Cornel, o dragoste rară. E rară, sigur. Vrei o dovadă? Știi ce a spus fetii? Că și-ar da viața să o poată lua de nevastă. Brava! Brava, cavaler! Tu uzi o brăznicie, doamne! Dar de ce o brăznicie, mă, Cornele? Dar e o brăznicie, domnule, să cer de nevastă pe nevasta altuia. Dar cea mai mare dovadă de seriozitate pe care poate să o aducă un om îndrăgostit, când e gata să înfrunte toate obligațiile unei căsătorii pentru a avea ceea ce dorești. Viorico, ai niște teorii care... Nu să înțelegi că băiatul nu era o secătură. Și știi ce frumoșel e? Ștrengarul. Un om foarte corect, Cornel. Știi ce a fost în stare să facă? Văd că e un erou, domnule. Ei da, pentru că a preferat să se sacrifice decât să tulbure liniștea mică-mică. Să se sacrifice? Cum? Să vedeți, după o discuție pe care a avut-o cu Sandu. Cu Sandu? Ei da, Sandu ne-a trimis cu Nicolae să vizităm sondele și el a poftit pe X la o cafea. Rezultatul a fost că după cel mult un sfert de oră X a consimțit să-și sacrifice dragostea. A doua zi și-a cerut permutarea la băicoi. Oh, splendidă pildă de respect pentru căminul altora. Brava, X! Brava. Eu nu înțeleg ce a putut să-i spună Sandu într-un simplu sfert de oră. Asta aș fi și eu curioasă. Mamă dragă, ăsta e secretul lui Sandu. Mi-a spus doar atât, un băiat foarte corect, se mută din Câmpina și-ți garantez eu că X nu mai calcă niciodată în casa Măriucăi. Bine, bine, dar Măriuca, ce zice? Bine, nu? Măriuca e fericită, i-a revenit toată veseria când a aflat de la Sandu că X își face valizele. S-a fi văzut cum cedea toată vremea, nu mă vege în unchiul lui Nicolae. E fată cu minte, vă spun eu. Ce nu înțeleg eu în toată povestea asta e de ce face Sandu pe misterios. Hai, maestre, te-ai lustruit, te-ai parfumat, te-ai dichisit. Ce faci, doctore? Tot aici? Tot aici? Adică cum? Hai că n-am plecat, erai tot aici. Tatidina unde e? A dus să-mi popoțoneze de drum. Ce proces ai la Iași? Ceva la Curtea de Justiție Militară. Da, și e complicat rău. Dar de ce mă întreb? Văd că ai nevoie de secretară la drum. Mai ai ceva de întrebat? Deocamdată nu. Ascultă, domnule, când n-o să se mai amestece omul ăsta în casa noastră? Cât timp lipsești, Sandule? Ce valiză îți trebuie? Cel mult 3 zile, draga mea. Aș putea să știu și eu de ce faci pe misteriosul cu noi. Mama e curioasă să afle cum ai reușit să împaci lucrurile atât de repede la Câmpina. În psihologie sunt niște rețete sigure care dau totdeauna aceleași rezultate. De, nu putem să cunoaștem și noi rețetele astea sigure. De ce nu luați pildă de la Viorica? Ia de ce
nu mă întreabă. Ea se mulțumește cu rezultatul. Ce-i putem asigura pe toți că din întâmplarea asta, măriuca noastră, chiar dacă o fantezie a pus o clipă în primejdie, acum s-a liniștit pentru toată viața. Nu-i așa, draga mea? Ce te mir că te sărut? Nu o să te mai vadă omul 3 zile de... Ce tot mărâi acolo? Dacă ai ceva de spus, spune! E supărat pe Măriuca? Nu pe ea, pe voi sunt supărat. Pe noi? De ce, soacră? Ia te rog! Lui poți să-i spui, lui se potrivește? Da. Pentru că dacă Măriuca a putut să fie o clipă în primejdie din pricina creșterii care i-ați dat-o până la măritiș. Păi am crescut-o ca pe fetele din ziua de azi. Dar ce voiai să o creștem ca pe fetele din vremea ta? Pildele care le-a văzut aici. Ce pilde? Ce pilde? Slavă Domnului! Eu și cu Sandu suntem o căsnicie unită. Și eu, și eu, dacă m-a înșelat arbore în viață, nu i-am rămas devotată până la 80 de ani. Și orice s-ar întâmpla, devotat am să-i rămân până voi închide cât mai târziu ochii. Dar nu despre asta e vorba. Atunci ce pilde? Ce-am dat noi pilde urâte fetii? Ce-ai căpia la bătrânețe, mă? De când a deschis fata asta ochii în lume, de la 15-16 ani, n-a văzut în jurul ei decât apucături prea moderne, doamne. Ce vrei să spun? Apoi agendele vorbesc. Memorialistul familiei. Hai, scoate agendele. N-am nevoie de ele, domnule, le am aici. Fata s-a născut ea singură modernă, că s-a născut în veac cu ei. Păi da, dar n-ajunge aia să vină acasă cu o apucătură prea modernă, pentru că dumneavoastră amândouă să nu imitați și devenind mai moderne decât ea să nu o încurajați. Ei, tu știi ce vorbești. Da? Da. În 1925, ce ai făcut când ai prins-o pe Măriuca cu țigarea în gură? Mm? I-ai aruncat-o sau ai început și tu să fumezi? Asta pentru că a vrut să vadă în mine întotdeauna o soră mai mare. Da? Da. Dar în 1926, când s-a tuns pentru prima oară Măriuca... M-am tuns și eu. Și eu, maică, și eu m-am tuns atunci. Poți să-mi spui de ce? Păi ca să vadă fetele și în mine o soră mai mare. Da. Dar în 1927... Ce-ați făcut fetelor în 1927? Când i-a intrat Măriuchi în cap să țină cură de slăbire, ai început și tu să mănânci salată și pâine prăjită. Păi și asta a împiedicat-o pe Măriuca să nască 2 copii voinici și încă gemeni. Da. În 1928 Măriuca a plecat de acasă brună și s-a întors blondă. În aceeași după amiază, în loc socești, te duci la coafer și te-ai întors seara tot blondă. Viorica, ți-aduce aminte ce roșu superb mi-a nimerit atunci Ionica de ziua mea? Împlineam 70 de ani. Mai ai mult, doctore? Suntem abia în 1929, când tu, care nu puneai mâna pe cărți, ai învățat... Brigi de la Măriuca! În 1930, domnul deputat! Vă duceam nopțile prin baruri, unde dansați până la ziua. În 1931, Măriuca și-a vopsit barul roșu, iar tot e platinat, pentru că în 33, când s-a măritat fata, să se platineze ea, să te roșești tu. Acum, în părul meu natural, ești mulțumit? De când ai nepoți... Nu mai am nimic de zis. Noroc că am ajuns bunică. Da. Și eu bunic. Domneata. Ia zi, maică, și lui vreo 2. Nu-i mai spune. Numai că eu n-am timp să-l ascult. De ce? Îți pleacă trenul? Sau ți-e frică să nu-l piardă din șara Didina? Eu mă repet 5 minute până la societate și mă întorc. La ce oră vrei să mâncăm? Masa e pusă. Să văd și eu cum stă curcanul. Mai avem timp, dragă mea. Auzi, Cornele, că mai are timp, no, dă-i mă, hai mă, zi mă-i frutul. Sper că pe ziua de azi ne-a făcut destulă morală. În ce privește trecutul, pentru că dacă discuți... Ia stai mă, ce vrei să spui? Mă, ce nu-ți place la mine, mă? Îmi plac aerile astea de ghiuș care face pe tinerelul la 60 de ani. Când te văd, îmi amintesc de unul de vârsta noastră care atunci când s-a plecat până la pământ să sărute mâna unei domnișoare și să-i toarne un compliment, a trebuit să fie dus cu birja acasă. De ce? Tocmai atunci îi revenise o criză de lumbago și a rămas îndoit în mijlocul străzii. Trebuie să fie Didina. A ajuns să-i deschidă și ușa, domnule. Cornel, te rog. Poftim, domnișoare. Poftim. Ai
Ai scos copie și după referatul corpului de armată? Da, se va arăta de altfel toate actele. Mai aveți de lucru înainte de plecare? Nu, doamnă. A, nu mai să punem la punct. Hai, Cornel, să trecem un moment la mine, da? Da, numai două minute, draga mea. Două minute. Nu te superi, doctore. Hai să mă omor cu politețea. Te rog. A telefonat doamna Brâncuș pentru... Scoate-ți pălăria. De ce? Nu-ți văd ochii. Ce culoare au noaptea? Nu știu, pot să continui cu doamna Brâncuș? Nu ți-a văzut nimeni noaptea? Maestre. Am terminat! Eu mă repet 5 minute până la societate și mă întorc la masă. Cât privește pe doamna Brâncuș, spune-i să mai aibă și ea puțină răbdare. La revedere. Până te întorci, îți fac valiza. La revedere. La revedere. Spune-i, te rog, lui Mielu să aducă valiza lui Sandu. Ați mai fost la Iași, domnișoară? O dată. S-ar fi văzut dumneata în timpul războiului, adică era cam greu. În ce an ești născută, domnișoară? 1918. Ce coincidență. Coincidență? Da, exact anul în care, odată cu demobilizare, l-au făcut pe maestrul dumitale locotenent colonel. Da? Da. Vreau să zic că ai 20 de ani, domnișoară. Mielu! Ordonați. Adă valiza lui domnul. Trebuie chiar acum? Da, de ce? Pentru că tocmai tăiam ceapa. O să ajut eu, doamne Arbore, la bucătărie? Tocmai când ședeam și noi odată de vorbă. Coincidență. Unde e secretara? S-a dus să taie ceapa. E o ființă foarte sociabilă. Se simte aici că la ea acasă. Tu ai o înclinare născută să exagerezi totul. Bine, bine, numai să nu-i placă prea mult aici. Cornel, uiți că Sandu are 60 de ani. Tocmai. Asta este vârsta primejdioasă la bărbați. Numai la 60 de ani își pot pierde capul ca la 20. Ai aceeași vârstă. Tu ai mai fi în stare să ți-l pierzi? Eu mi l-am pierdut odată la 20 și nu l-am mai găsit toată viața. Atunci de unde sunt eu sigură? Că nu judeci cu capul pe care... Nu-l mai ai. Râzi, fetiță, râzi. Numai să nu plângi mai târziu. Când vei vedea că domnișoarei Didina îi place atât de mult aici, încât preferă să rămână singură. Singură? Da, adică fără tine. Sandu să mă lase pe mine? La vârsta noastră și după 35 de ani de căsătorie, pentru o fetișcan? Dacă ar fi să te lase vreodată, numai pentru o fetișcan are să te lase. Hai că ne rătăcim. Doamnă? Las-o, te rog, acolo. Da. N-am fost niciodată geloasă. În tinerețe era el. Mai târziu, nu mi-a dat prilej să fiu eu. După atâția ani pot spune că am fost foarte fericit împreună. Micul nostru infern, cum spune el, a știut să se apere totdeauna de ispitele care i-au dat târcoale. Cum?
Și acum nu ești geloasă? Nu știu. Poate. La 55 de ani, nici nu știu cum aș putea să mă... Dacă îi atrage atenția lui Sandor... Niciodată. Cornel, da. Du-te, te rog, la bucătărie. Trimite-mi-o pe Didina aici. Și tu rămâi acolo. Te-ai gândit bine la ce vrei să faci? Nu. Nu m-am gândit la nimic. Și atunci? O să fac ce mi-o spune instinctul. Hai. Hai, du-te. M-ați chemat, doamnă? Iartă-mă, te rog, că te-am deranjat, dar nu știu ce acte trebuie bărbatului meu la proces și vreau să-i le pun în valiză. Sunt aici pe birou. Astea erau toate? Da. Dacă știau, nu te mai deranjam. Dar de ce, doamnă? Îmi face plăcere să stau cu dumneavoastră. La vârsta dumitale, cred că-ți plac tovărășiile mai tinere. Dar sunteți foarte tânără, doamnă. Crezi? Câți ani îmi dai? Tu și eu? Sunt cu 5 ani mai tânără decât bărbatul meu. Nu se poate. Aveți 50 dumneavoastră. Nu, am 55. Cât? 55. Atunci... Da, bărbatul meu are 60. Nu-i așa că nu-mi pare? Nu, sigur că nu. De altfel nici el nu și-i dă. Dar trebuie să fim indulgente cu bărbații. De altfel la vârsta lui e o confuzie firească și trebuie să recunosc. Foarte drăguță la adresa mea. A spus întotdeauna că mă iubește atât de mult încât se confundă cu mine. Drăguț, nu? Da, foarte drăguț. Ce coduri? Poftim? Ce coduri îi punem în valiză? Să luăm codul de procedură penală. E pe birou? Nu, e aici. Să luăm și codul justiției militare. Ceva legi? Da, să luăm și... Pledează frumos, nu? Da, maestru. E plin de tinerețe la anul când împlinim măriuca 30 de ani, știi ce vrea să facă? Vrea să-i sărbătorim aniversarea la cabana de pe om? Ei, nu, de ce? Ca să ne arate la toți cum poate să urce munții un om la 61 de ani. Și copil, nu? Cine ar crede că e bunic? Nimeni, adevărat. Tatăl dumitale câți ani are? 49. Urcă munții? Ca să vezi. Mai e ceva de luat? Da, nu cred. Pot să închid? Un moment, domnișoară. Pentru că ești atât de drăguță și știu că ții la maestrul dumitale, să te rog ceva. Da, doamnă. Să știi că are inima puțin obosită. Tutunul. Dacă seara înainte de a se duce la culcare, îl vezi palid, dă-i, te rog, 15 picături de cardiazol în puțin sifon. 15 în puțin sifon? Asta numai dacă are inima obosită. Dacă are însă palpitații... Are și pa? Uneori. Tot tutunul. Să-i dai o pastilă de spasmosedin. O pastilă de spasmosedin? Dacă nu-i trec peste un sfert de oră, poți să-i mai dai una. Și trec? Poftim. Cu două îi trec? Da, de altfel și-a făcut electrocardiograma. Din fericire, n-are nimic la inimă. Cu tusea stă mai prost. Tușește, maestru, n-am observat. Ziua, nu. Noaptea însă... Tutunul, domnișoară, să-i dai în fiecare seară înainte de a se retrage în camera lui. Din calmantul ăsta e foarte bun. Cod de lum? Cod de lum. Da, doamnă. Însă cu ce o să te rog să fii foarte atentă și aici e neapărat nevoie să mă înlocuiești, este cu sufocațiile. Sufocații, maestrul? Să spun între noi, domnișoară, fie că vin din tutun, fie că e un început de astm, dar de câte ori m-am speriat noaptea, de două, trei ori, da, am și... crezut că-l pierd. Doctorii pretind că nu-i nimic grav, totuși. Și cum se manifestă? Deodată sare din somn. Fai de mine, doamnă. Nu mai poate să aspire, nu mai poate să vorbească. Fai. Se ridică în genunchi, face ochii și... mari, întinde mâna și cere. Ce? Aer! Aer! Trebuie să
să-i dai imediat puțină digitalină. Vai, doamnă, dar nu pot să-mi... Trebuie, poftim. Doamna? Ce? Eu n-am curaj să... De ce tu e dragă când ții la cineva, trebuie să ai și curajul ăsta. Mai ales că și eu. Poate am exagerat puțin. Totuși, doamnă, pentru o fată fără experiență ca mine... Asta așa e. Sandu e la vârsta la care trebuie să plece cu experiența la drum. Atunci? Și lui? Lui ce o să-i spun? Doamnă... E bine așa? Continuă, domnișoară. Adevărul este că eu sunt... Ești logodită, poate. Da, sunt, mă rog, ca și logodită. Și viitorul meu logodnic... Care e puțin gelos? Natural. Și care e probabil avocat? Exact. Ar prefera ca de acum înainte să fii secretara lui. Nu? Da, doamnă. Mulțumesc, domnișoară. Am terminat repede, nu-i așa? Da, dragul meu. Da? Ești singură? Ce făceai? Te așteptam. Dar ceilalți? Unde sunt? Care ceilalți? Mam, Cornel... La bucătărie. Și Didina? A plecat. A plecat? Bun. Nu știu, dar nu cred să se mai întoarcă. Nu crezi să se mai întoarcă? De ce? Ce ți-a spus? N-am înțeles tocmai bine. Cred că e foarte îndrăgostită. Didina? Așa mi s-a părut. Vorbea de un logodnic care să devină avocat, care ar prefera ca de acum înainte să fie secretara lui. La vârsta lor nu te prea poți bizui pe ele. Aveai neapărat nevoie de ea la proces? Da. Mă încurcă. N-aș putea să o înlocuiesc eu? Tu? Dacă ai vrea... S-ar putea să nu vrea. Dar nu ți se pare curios logodnicul ăsta care a apărut așa, deodată? Dacă aș fi fost mai atentă pe când îmi vorbea, poate că aș fi înțeles mai bine, dar... Nu știu ce aveam, că nu puteam să fiu deloc atentă. De ce? Mă uitam la fotografia copilașilor Măriucăi și mă gândeam cum trece vremea. Ca mâine, dacă vom avea norocul să trăim, o să vedem și pe ei însurați. Am fost foarte fericiți împreună. Da, da. Ce faci? Joci? Ceri cărți? Am cerut cărți. Ah, ai cerut cărți. Mm-hmm. Câte? Două. Câte? Două! Acum nu mai auzim nimic. Pe mine de obicei m-auzi foarte bine, numai când îmi intră popa, nu știu cum să face că nu m-auzi deloc. Măcar de-ai auzit tu cât aud eu. Da. Ce? Da, uite că eu. Alo? Cum? Vorbiți! Ce, a sunat? Cu cine? Cu Câmpina, surdule! Măriucă, mam! Tu ești! Măriucă! Fata tati! Țipanul reche, că nu mai aud nimic! Sunteți sănătoși? Toți? Dragă, lasă acum sfaturile, că fiecare minut costă. Au trecut 3 minute.
Vă pup pe toți! Să veniți sănătoși, mamă! Vă pupă, mamă! Hai, dragă, că astea costă! La ce vorbesc? O sărut doar, lasă-mă în pace! Pa, măicuță! Pa! Acum trebuie să le căutăm un apartament drăguț. Ce păcat că n-au loc la noi. Da, de ce să ținem la noi înghesuiți într-o odaie? Până și-or găsi casă, să le cedeze Cornel pe-a lui. Au două camere, îi avem aproape. Și Cornel unde să se ducă? Treaba lui. Ce l-a stat destul vis-a-vis 43 de ani? No, mai bine cât timp locuiesc copiii la Cornel, să stea el la noi. Așa, acum să-l avem și noaptea pe cap. Parcă acum n-ar fi ca și cum ar sta la noi. I-ai dat și cheia din dos. Ei, am dat-o pentru că în calitatea lui de amant e firesc să o aibă. Sfârșește odată cu spiritele astea, până și în lume ai început să-l prezinți. Amantul nevestii. Bună dimineața. Nimeni nu o să creadă că un caragios ca Cornel. Bună dimineața, eu sunt. Nu mă urmi, dacă n-ai ambiție, te privești. Bună dimineața, furdulilor. Cât intrași? Tocmai la timp să aud cum vă certați. Dacă ai auzit, să fie de bine. Nu v-am spus să nu mai discutați politică? Ce v-a găsit? Vorbeam despre tine. Suntem foarte fericiți. E fricina mea? Nu, n-avea nicio grijă. Da, ascultă. Da. Pentru că vin cu toți în București, o să-mi fac plăcerea să te deranjez cu o propunere. Nu mai spune mai repede că mă duc să iau pensie. E, lasă, că atunci îți vorbesc când vii la dejun. Că sper că o să ne faci plăcerea să iei și azi masa cu noi ca de 14 ori pe săptămână. Astăzi vă aduc și șampanie. Cu șampanie? Iar ați uitat că e 30 martie. 30 martie. Împliniți 45 de ani de la căsătorie. E, tot e bine să ai un amant în casă. Are cine să-ți aduc aminte când trebuie să-ți pupi nevasta. Eee, Sandule! Hai, băbuță, să te sărut. Hai, băbuță, că dacă mi-ai fost credincioasă până acum, sper că și de acum încolo... Hai, mă, sărut-o și tu. Acum îți dau voie. Așa, află, domnule, că un amant nu cere voie. Mai domol, cocoșule! Ajutor, ajutor! Să trăiești, Viorica. Mare noroc ai avut tu, că am fost eu om cum se cade. Stai mă, ia și papornița. Este? E să te văd eu mai bine. Ce faci, Sandule? Frumoasă trebuie să mai fii tu încă, dacă tot nu i-a trecut ofului Cornel. Nu fi caragios. Ți-aduce aminte când eram tineri? Ajungea să fim singuri ca să intre cineva pe ușă. A venit mama.
Bine ai venit, coană mare! Bună plimbarea! Ce? E supărată pe mine, Coniță. Dar ce ți-a făcut mielul, coană mare? Vroia să o duc în Cișmigiu. I-am spus că am ieșit prea târziu și întârziam. Bine frumos în grădina icoanei. De ce, mamă? Nu e lac. A, vezi, dumneata, nu e lac? Eu vreau să vă lebede. N-am mai văzut de anul trecut. Mâine mergem în Cișmigiu, coană mare. Tu să dai din gură încăpățânatule. Nici flori n-am vrut să-mi cumpere. Da, văd că ai un buchețel de violete de toată frumusețea. Da, mi l-a ales pe cel mai mic, zgârcitule. Voia să-i cumpăr unul de 3 ori mai mare, domnule colonel, dar era prea scump? Parcă dea de banii lui. Păi acum, după război, viața e mult mai grea, coană mare. Eu am îmbătrânit, nu mai am slujbă, nu mai am proces. Dacă nu-ți dă de demisia, azi avei pensie de general de corp de armată. Lasă, mamă, că mâine te ducem el în Cișmigiu. Cu el nu mai merg, mă duc singură. Și mă întorc când vreau acasă. Altul e oful dumneiei. Nu mă lase să mă joc cu copii. Dar ce s-a mai întâmplat, mielule? Eu vreau un Cișmigiu, că sunt copii mai mulți. Domnule colonel, vroia să-i dau gălețica unei fetițe. Așa. Fetița a plâns că nu-i o dă. Coana mare a plâns că o vrea. Și atunci mama fetiței mi-a zis, dacă vrea gălețică, de ce nu-i cumpără de acasă? Eu nu știu ce să mă mai fac. Uitați, asta a furat-o. Trebuie să o dau înapoi copilului. Cumpără-i, dragă, o gălețică. Lăsați compac eu pe mama. Eu vreau să vă lebede, să vă copii mult, să miros flori multe, verdeață. A venit primăvara și mie-mi place să trăiesc. O să-ți dau o veste bună, mamă. Pe Niculae îl mută la București și vine cu Măriuca și cu copiii noștri. Nu te bucuri? Sunt prea mari copiii noștri. Păi n-au decât 12 ani. Sunt prea mari, nu mai sunt pentru mine. Să-i bage în școala militară să-i facă oameni. Cum? Când o să-ți cumperi un aparat ca să mă auzi când îți vorbesc? În școala militară de cavalerie. O să fie frumos. Gemeni pe 2 cai surzi. Pe 2 cai surzi? Surdule, surd! Ăsta s-a ramolit de tot. Adu-mi drojdia mea. Da? Una mică, mielu! Una mică, doamnă, una mică. Să trăiți, domnul doctor. Ai grijă și răcește bine șampania. Da, da. Ce faci pe misterios acolo, amantule? Tu n-auzi că îi spune să răcească șampania? Dar tu știi, mamă, de ce bem azi șampanie? Nu știu, dar beau. Împlinim 45 de ani de la căsătorie. Cine? De cum cine, mamă? Eu și cu Sandu. Și tu câți ani împlinești de când oftez după fetița mea? Aoleu, bine că mi-am adus aminte. Dumneata, dacă picai ceva mai devreme... Dar ce am mai făcut? Dar ce ai mai făcut? Ai fost toată viața un intrigant, domnule! Când, domnule? De mult! Când cu Kiki, când cu Didina... Și am fost intrigant? Intrigant ai fost! Da, e și bine! Ce mai face Kiki? Aole! A obosit! Vrei să te odihnești puțin înainte de masă? Eu vreau drojdia mea! Poftiți drojdia mea! Dacă trăia Kiki... Ți-a adus aminte acum. Azi eram soacră de general de corp de armată de cavalerie. Eu mă duc cu mielul să vedem de masă. Dar cu mine ce faceți? Vrea coana mare să facă nani înainte de masă. Dar de ce-mi vorbești ca la copiii tâmpiți?
Du-mă să fac paciența lui Napoleon. Mă și singură, de vezi că poți merge. Bate-o în ținte, mielule. Poftiți. Poftiți și cărțile. Ia vă la jucăria, miel prost. Parcă ziceai că vrei să mă rogi ceva. Să ce? Să mă rogi ceva? Nu, am auzit foarte bine, dar n-am spus așa. Atunci poate că n-am auzit eu bine. Mai ai auzit foarte bine, dar ești un închipui. Eu? De ce? De ce? Ai apucat-o să te rog eu pe tine vreodată ceva? Am spus că am să-ți fac o propunere. Bine, fă-mea. Copiii, vin joi în București. Așa că să faci bine, până marți seara să strângi boarfele și să te muți la noi. La voi? Da. De ce ești meschin, domnule? Da. În loc să-mi mulțumești că nu te las pe drumuri, da, că te poți schimba aici în sufletul nostru, Toma. Lasă-mă, vrem pace. Și pe urmă, n-ai fi vrut să stai toată viața cu Viorica în casă? Poftim, acum ai să stai! Bine. Marți seara mă mut la vădă, de ce marți când copiii vin abia joi? Păi să ai timp, miercuri, să scuturi bine casa. Până cum vrei să-mi trimit copiii în păianjii tăi de burla, cum ești ejit? La mine păianjii stai, domnule, unde te duci? Mă duc să-mi pun haina că am pe cineva la masă. Pe cine? Pe tine! Iese coană mare, iese. Cine? Tu erai Cornel? Când ai venit? La dineauri. Nu știi că am adus șampanie. Șampanie. Ai dormit cu Napoleon în mână. Napoleon era împărat, prostule, nu era valet. Sandu nu era aici. S-a dus să-și pună haina pe el, că au pe cineva la masă. Pe cine? Pe mine. Tu nu te-ai săturat mâncând toată viața gratis la noi? Astăzi, coană mare, se împlinesc 40 de ani de când ți-am încredințat singurul secret al vieții mele. L-ai păstrat cu sfințenie. Ce te-a găsit? Sunt emoționat. Și pentru mine azi e o aniversare. Am să primesc 40 de ani de la moartea mea. Da? Ai uitat că am vrut să mă sinucid. Bine. Ce avem la masă? Poate? Mi-e foame. Întreabă pe mielul ce avem la masă. Borș de miel. Cu cap? Da, cu cap. Cu cap să te așezi lângă mine la masă și să prepari tu creierul, să-mi pui piper mult fără să vadă mielul. Păi, mă, să nu-ți facă rău prea mult piper. Da, mie nu face nimic rău afară de plictiseală. Mult o să mă lase tot singură cu tine. Orice mi-ai spune pe dumneata nu mă supăr. Iar începi? Mi-ai păstrat secretul cu sfințenie 40 de ani. Colin, mama, tu bați scâmpii. Care-i secret? În coană mare. Nu-ți mai aduce aminte de seara când Sandu și Viorica împlineau 5 ani de căsătorie? Când a venit locotenentul Mavropu, muzica aia militară. Îi luceau pe pieptul roșu Brandenburgurile de mătase neagră. Parcă era Leonard. Aveau cravașe cu mâneri de argint și ca brățar avea așa o gurmetă de aur. De toate mi-aduc aminte, de toate nu mi-aduc aminte. Nu mai de scrisorile mele, nu ți-aduc aminte. Iar încep cu scrisorile. Puteau să fie atât de compromițătoare cum coană mare.
Îți mai amintești de seara când m-ai trimis să aduc gramofonul? Ăla cu pâlnia mare. Îl mai ai? Da, și când m-am întors... Da, pâlnia o mai e? Și pâlnia e undeva prin port. Adu-le toate aici, ai? Gramofonul și pâlnia... Da, și plăcile de atunci. Coana mare, îți mai amintești dumneata de plăcile de atunci? Da, cum nu? Tarara bombirii, reproș de amor, steluța... Tu care ești pierdută... Numai de scrisorile mele nu-ți mai aduce aminte. Tu n-auzi aduci plăcile. Bine, dar s-au spart în seara aia de necaz. Am dat cu ele pe mânt, nu le-am mai pus. Eu vreau gramofon, pâlnie și plăci. Eu vreau gramofon, pâlnie și plăci. Eu vreau gramofon, pâlnie și plăci. Să te vedem acum, Cornele, cum ai să urci scara la pod. Tu care ești pierdută. Cântați, Coana mare. Dacă sunt singură în colivie, cine vrei să cânte? Dă-mi rujul. Dă-mi rujul, că nu știu cine vine la masă. E, cine să vină? Domnul doctor. Păi s-a vorbit ceva de locotenentul Mavropol. Da, dă-mi tu. Da. Locotenentul Mavropol? Ar veni, poate, și dumnealui? Că n-a mai mâncat de 30 de ani. Da, așa e că n-a mai mâncat. Se duce mâncarea în sufletul lui. Bravo, 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 Coana mare. Da, da, Cornel, unde e? S-a dus să aducă gramofonul. Ce nebun? Vrea să se mute cu gramofonul aici? Păi n-a vrut să se sinucidă pentru Viorica? Pentru Viorica? De unde știi? El mi-a spus. Vă-te-a cântit cu niște scrisori. Scrisori? Ce fel de scrisori? Nu știu. Domnule colonel, lasă-mă acum în pace. Nu, vroiam numai să întreb. Șampania o servim la sfârșit sau înainte? Înainte. Ce? Ce? Mi-am adus aminte. Și ce ai adus aminte? Scrisorile. Ce scrisori? Când a venit cu gramofonul aici, uitocule, și l-am prins, să mă ia să înapoieze Viorica-i scrisorile. Viorica-i scrisorile? Ce fel de scrisori? Scrisorile lor de dragoste. Lor de dragoste? Da, pe care mi le-a dat să le ard. Să le arzi? De ce să le arzi? Erau compromițătoare. Compromițătoare? Așa mi-a spus Cornel. Și l-ai prins lumea ta când voia să-i le înapoieze? Își scriau peste gard. Peste ce? Peste gard, surdule. Care gard? Gardul care l-aveam între case când era Viorica fată. Ai uitat? Da. Când ședea Cornel alături. Și le-ai ars? Așa zice Cornel.
Și dumnealui mai vine cu gramofonul în casă. Viorico! 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 Ce e? Ce e cu scrisorile pe care ți le-a înapoiat Cornel? Cu scrisorile pe care ce? Scrisorile compromițătoare! Compromițătoare? Scrisorile pe care ți le-a înapoiat acum 43 de ani! Dar nu înțelegi, omule, că habar n-am despre ce vorbești! Adică nu ți-aduce aminte că vă scriați peste gard? Peste ce? Peste gard, surdo! Oh, când eram copii... E, nu mai erați copii! Bine, tineri! Nu e tot una, că de-aia era o compromițătoare, înțelegi? Compromițătoare? Da, da! Da, compromițătoare! Oh! Oh, bine ai venit! Bine ai venit! E pentru prima dată că mi se spune în casa asta că bine am venit. Dar ce s-a astea, drag? Ce să fie? A venit amantul să-ți facă o cântare superestră. Cine a venit? A venit amantul să-ți facă o cântare superestră. Ce e cu scrisorile? Cu scrisul. A, te faci că nu știi, te compromite și după aceea se face că nu știe. Lasă-mi-l mie. Ce intrigi vrei să mai bagi între noi? Acum ești mulțumit, mă, că mi-ai stricat casa. Ce scrisor mi-ai dat tu mie înapoi? Și când? Mă, că te-ai sinucis, mă, pentru ea, mă, și de ce l-ai murit? Ce scrisor compromițătoare arzi, mama, și când ai dat cu plăcile de pământ? Cu plăcile n-am dat aici, am dat la mine acasă. Lasă plăcile, lasă plăcile! Scrisorile! 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 Mi-am adus aminte, maică. Mi-am adus aminte. Da, maică, poți să te bucuri. Acum mi-am adus aminte tot. Lasă-o leșină! Răspunde! Păi dacă mă spânzurați fără judecată, cum o să vă mai răspund? Ți-ai permis tu vreodată să-mi scrii mie scrisori compromițătoare? Compromițătoare nu. Cum nu? Cum nu? Dacă nu le-ar fi ars cu Ana Mare... Dar de ce îmi faci cu ochiul? I-ai făcut cu ochiul! I-ai făcut cu ochiul! Să zic că nu le-ai ars! Nu le-ai ars! Și le-am păstrat cu sfințenie, maică, și scrisorile și secretul. Da, văd! Da, o să văd eu acum, Unde sunt scrisorile? Caută, în camera dumitale? Unde? Caută, rece! Ce spune? Se joacă, dragă, tu nu vezi? Păi mie te joacă, dragă, mi-ar de acum! Ce aici cum e? Cald! Ce aici? Cald! Rece! Cald! Stai! Nu te-ai unde te uiți? Frige! Acolo le-am pus din seara aia când a vrut el să se sinucidă. Cum, Cornel? Ai vrut tu să te sinucizi pentru mine? Da. În seara în care împlinați 5 ani de la căsătorie, am vrut să-ți înapoiezi bilețelele noastre din tinerețe. Și m-a surprins cu Ana Mare. Le-am găsit. Un plic nedeschis. Pentru Viorica. Vezi că n-am citit? Da, văd. Ai păstrat secretul cu Ana Mare. Mulțumesc. Ba mie pot să nu mulțumesc, că eu am să le citesc pe toate. Iartă-mă, Viorica, dacă dintr-o imprudența mea de acum 40 de ani s-a aflat un secret cu care aș fi vrut să intru în mormânt. Ce secret, Cornel? E secretul nostru. Al nostru? Și dacă Sandu vrea să divorțeze, eu sunt gata oricând. Tu când vrei să te sinucizi, termin prin a scrie la revedere? Cum? Cum n-ai vrut serios să te sinucizi? Mincinosul! Ba da, stai să vezi.
M-am gândit de voi. Lasă-mă. M-am gândit că îndată... Toți bărbații sunt niște secături. Tot promiți, niciunul nu se ține de vorbă. Îndată ce... Aici sunt bilețelele trimise peste gard? Da. Și despre ce se cred tot bați câmpii, Cornel? Vine 3 mai 1901. Nu-mi răspunzi? Secretul nostru. Al nostru? Ce, drag? Tu ai dat examen la cavalerie și ai căzut? Da, eram miop. Acum nu mai ești. Poate treci acum. Nu-ți mai aduce aminte. Ce? Nu-ți mai aduce aminte de seara când am vrut să te sărut? Tu pe mine într-o seară. Am și scris. Ce? Că am vrut să te sărut. Păi și ce dacă mi-ai scris? Adă peste sărut, să știi. Ce, domnule compromitător, în bilețelele astea? În afară, bineînțeles, de stilul dumitale. Cum găsești că nu e nimic compromițător? Păi unde? Arată-mi și mie. Se vede că n-ai dat încă peste pasajul cu sărutul. Care? Ăsta care sunt în mână? L-ai găsit? Nu, l-am citit. Dragă Viorico, îți scriu în grabă ca să-ți ceru iertare. Nu am închis ochii toată noaptea din pricina remușcărilor. Numai un amorul orb a putut să-mi ia mințile în un astfel felul de halu, încât de îndrăznescu ce era să îndrăznescu aseară, când m-am apropiat tu de tine cu gândul lui să te sărut tu. Cu ce? Cu ce? Cu ce? Cu gândul lui să o sărute. Dar năzdrăvan erai, Cornel, mamă. De ce nu m-ai sărutat, Cornel? Încă te divinizam. Bine, mă, asta e tot ce a fost între voi? Tot. Și acum ești în drept să spui ce vrei. Uite, am să spun un singur lucru. Ai fost un prost toată viața. Am fost. Dar pentru că am fost eu așa prost, de-aia râsul fi tu așa ușurat acum. Nu-i nimic. Asta e răsplata omului cum se cade. Ce vrei? Să vă spălați pe mâini pentru masă, coana mare. Ne mă lași în pace, nu mă spăl pe mâini. Dar de ce nu vrei să te speli pe mâini, mamă? Așa îmi strică toate chefurile. O să-l dau afară. Azi nu mă spăl, azi e sărbătoare. Adu șampania, mielule. Am dat, domnule Colo. Executarea! Și tu, pune gramofonul. Gramofonul? Ei, ce? Nimic. Acum s-au sfârșit toate. Dacă mă gândesc că de ultima dată de când am adus gramofonul aici și până azi, n-am făcut nimic în viață. Ce? Nici eu, voi. Da. Ai dreptate, dar acum e... Știu, e prea târziu, Sandule. N-am făcut copii. Vrei să spui că eu cu Arbore am trăit degeaba? N-am făcut-o pe ea? Și ea cu Sandu n-a făcut pe Mariuca? Și Mariuca cu Niculae n-au făcut doi copii gemeni? Ce voie să mai facem? Să facem copii și vecinilor? Ai dreptate, coană mare. Dar de-abia acum, la bătrânețe, îmi dau seama că am fost un prost care am trăit toată viața degeaba. Eu aș vrea să mai trăiesc încă 90 de ani degeaba. Fiți, să trăim. Și nu mai fi abătut, Cornel. La ce te gândești tu acum, m-am gândit și eu în ultimul timp. Dar pentru noi e prea târziu. Noi ne-am născut în altă lume și ne ducem odată cu ea. Tinerii de azi au un orizont mai larg, mai luminos. Să închinăm pentru ei. Da, să închinăm. Mie l-a adus și sticla. Hai, Cornel.
Hai, Cornel, sări și tu gardul pe care nu l-ai sărit în 1901. Și sărut-o și tu odată să nu mai spui că ai trăit degeaba. De data asta să știi că ți-o fac. Multă poftă ai strâns în tine, maică, maică. Domnule colonel, sănătate. Și tu pune gramofonul. Da, v-am spus, plăcile sunt sparte, stricate. Parte din ele nu le-am mai pus de mult. S-or fi uzat de atunci. Doamne. Hai. Hai, Cornel. Hai. Ce frumos. Foarte frumos. Ce ați spus?